unirea României cu Republica Moldova. Este un obiectiv posibil, atâta timp cât oamenii politici au curaj să vorbească despre el. Vă asigur că dacă în Parlamentul de la București și în Parlamentul de la Chișinău s-ar vota unirea, ea ar deveni o realitate. Probleme avem cu Parlamentul de la Chișinău, pentru că românii vor în proporție de 80% unirea. La Chișinău lucrurile merg mai greu. Dar timpul curge în favoarea acestui proces care trebuie să aibă loc.